Cristian Cioacă a fost adus încătușat la instanță unde a fost judecată cererea de revocare a măsurii de arestare preventivă a acestuia. Această hotărâre este o insultă la adresa justiției din România. Avem noroc că hârtia suportă astfel de decizii. Hârtia nu se supără. Hotărârea de condamnare este copiată din rechizitorul întocmit de procurori. Așteptam să prezinte măcar un motiv, un singur motiv întemeiat pentru care sunt aici, în această situație. Aștept o judecată corectă din partea magistraților de la Curtea de Apel Pitești. La ieșirea de la Curtea de Apel Pitești, Cioacă a fost întrebat de jurnaliști dacă mai suportă detenția în condițiile în care a declarat că hârtia suportă decizia, fostul polițist declarând: dumneavoastră mai suportați? Până la moarte! Completul de la Curtea de Apel Pitești, care urma să judece cererea de revocare a arestării preventive formulată de fostul polițist Cristian Cioacă, și-a declinat competența și a dispus înaintarea cauzei către completul de apel desemnat să judece dosarul de omor. Avocata Maria Vasiga, care îl reprezintă pe Cristian Cioacă, a susținut că cererea de revocare a măsurii preventive are caracterul unei alte acțiuni și a cerut instanței să se pronunțe separat pe această cauză, dar solicitarea acesteia nu a fost aprobată. Astfel, judecătorul de ședință a dispus ca dosarul să fie înaintat completului 17 apel, investit cu soluționarea cauzei de omor, care urmează să stabilească un nou termen pentru judecarea cererii de revocare a arestării preventive. Doamna avocat, la ce soluție vă așteptați astăzi? În opinia mea, ar trebui menținută starea de arest, ar trebui respinsă cererea de revocare formulată de către doamna avocat. În continuare, temeiurile, avut în vedere la luarea acestei măsuri, subzistă și, având în vedere și pedeapsa aplicată de către instanța de fond, 22 de ani de închisoare, noi spunem că cu atât mai mult se impune în continuare privarea de libertate a lui Cristian Cioacă. În 2 iulie, fostul polițist Cristian Cioacă, acuzat de uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare, decizia fiind luată de magistrații Tribunalului Argeș.